Felicitări, Maricela. După depășirea a două situații critice, moartea prin inaniție în sezonul de păscut 1982 și sucombarea sub dărâmăturile sălașului în care a fost adăpostită în toamna aceluiași an, Maricela, bovina înmatriculată în gospodăria anexă a liceului din Brad, și-a luat măsuri de precauție, supraveghind nemișlocit modul în care este administrat contul. Consumând această măsură de prevedere, Maricela intră cu regularitate în clădirea școlii. Urcatul scărilor nu-i mai produce de acum greutăți, poposind cu regularitate la contabilitate, de unde pe căi pe care nu ni le-a trădat, culege informațiile ce îi se dovedesc a fi necesare pentru a-și dura siguranța că un al treilea eveniment ce ar putea curma firul vieții nu se va mai produce. Drumurile la contabilitate au deprins-o cu mediul și au pus-o în situația să-și potolească și nevoia de cunoaștere și vizitând cabinetele de muzică și educație fizică, cum pretențios numesc azi organizatorii educației publice încăperile destinate procesului de învățământ, și-a exprimat nedumerirea că n-a apucat niciun concert de Bach, pentru că în ceea ce privește spațiile destinate întăririi sănătății prin mișcare, i-au oferit lucruri într-atât de surii încât nu s-a entuziasmat. Pe director nu-l iubește și nu-l stimează și asta nu pentru că grinzile de plop verde pe care le-a impus la construirea grajdului au înfrunzit în atmosfera călduță și umedă a suflului animal și apoi s-au prăbușit cu scrâșnete căzându-i toată șandramaua în spate. Nu, Doamne ferește, nu pentru asta, ci din totul și cu totul alte motive, a căror enumerare, chiar dacă s-ar face, n-ar scuza-o pe Maricela și n-ar scuti-o de povara grea a lipsei de recunoștință, pentru că ea nu vrea să accepte în ruptul capului că omul pe care nu-l stimează a transformat peluzele cu iarbă tunsă din incinta liceului în teren de pășunat, că el i-a pus la dispoziție pentru scărpinat soclurile aspre ale monumentelor lui Avram Iancu Crișan și ale celorlalți eroi ai neamului.